Un transport de 20 de tone de carne de oaie din România a ajuns deja în Iran. Mai mult, conform unor informații oficiale, o companie de export din Bacău se află în discuții pentru a trimite lunar aproximativ 1000 de tone în această țară. Ministerul Agriculturii a anunțat că, în urma deschiderii pieței iraniene, România va exporta aproape 800.000 de oi în primele șase luni. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță deschiderea pieței de export a oilor cu Republica Iran, datorită eforturilor diplomației și ale guvernului României din ultima perioadă. La începutul acestui an, modelul certificatului de export a fost convenit între Autoritatea Național Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România și Organizația Veterinară din Iran, interzicerea exportului de ovine și caprine în Iran fiind suspendată, au declarat autoritățile române. Discuțiile între oamenii de afaceri români și companiile iraniene interesă de o astfel de colaborare se află într-un stadiu foarte avansat iar în termen de șase luni agenții economici români vor exporta în Iran un număr de aproximativ 800.000 de oi dintre care 200.000 vor fi trimise în țara de destinație de o societate comercială din București iar restul de o companie din județul Timiș se arată în comunicatul Ministerului Agriculturii În anul 2017 printre țările cu cel mai mare număr de ovine și caprine din Uniunea Europeană România a ocupat locul 4 în urma Regatului Unit, Spaniei și Greciei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică al României.